faci, tată? Tu erai, mă, băiete. Mi s-a părut mie că ți-au vocea. De ce nu mi-ai spus și mie că avem musafir? Am uitat. Mă gândeam să fii și tu. Și așa nu i-ai mai văzut de mult. Eu nu sunt pregătită deloc pentru musafir. Dacă știam, mai luam ceva pe drum. Și ce o să zică mamă ta? Nimic, ce să zică? Nu că știe că am trecut pe la tine. Stați că vă duc eu. Ah, lasă, găsim noi ceva la stop. E, găsiți pe naiba. Ai văzut? Uitați-mi ce mișto e taică. Da, mă, așa mai merge gura. Uite, băi, Costi, aici în satul ăsta am fost la o gagică cu matrimonialele astea. Era profesoară de română. Domnișoare, să mă scuzați, de eu sunt mai porcos la gând și la vorbă. Ei, na. Trecem oare tipuța? Cu malița. Trecem cu... Vrei să conduc eu? Nu te pricepi. La malița trebuie să muncești, băi, nu e așa simplu că la canale servo. Eu așa te țin minte pe tine și de când eram mic. Ție tare ți-o plăcut să dai ordine să fii șef, dar dacă ai să pui mâna, să faci ceva... Hai, verifică acolo dacă e bine, mai. E bine, dar cum să fie? Hai, plecă, nu e aici. Păi ce face? Hai încolo. Nu știu. Mergi. Uau! Frică, dracu. Uite cine a venit. Bună seara. Ce surpriză. Nu? Păi de ce surpriză? Nu ți-a spus ficiorul că vin să-l aduc? Nu. Când a luat primul salariu, aveam așa o poftă de ciocolată că mi-a luat 18. După ce am mâncat de toată ciocolata aia, așa m-am excitat din numai. Unde-i paharul? Dați-mi paharul, vreau să-l golez.